suntem mâine cu mine și să strângem în cor. Știi doar că e Dijilă, el va fi primarul și el totul o să facă. Noi doar vom striga, Dijilă e ghetoacă. Vinovat în fața dumneavoastră, Hristos a înviat. Bună ziua! Imnul lui Chirtoacă în ritm de rep a resunat în parcul Valea Morilor, recent renovat de primărie. Actualul primar a făcut o trecere în revista a realizărilor sale, dar, ca toate să meargă strună în Chișinău, spune că are nevoie și de al treilea mandat. Ne propunem, 1. Să continuăm crearea de noi locuri de muncă, așa cum am creat 30.000 de locuri de muncă. 2. Să înnoim complet parcul de troleibuze și autobuze până în anul 2019, prin continuarea asamblării acestora, ceea ce facem doar noi în Republica Moldova și mai mult nimeni. 3. Derularea programelor de izolare termică a blocurilor locative a tuturor clădirilor din Chișinău. Dorin Chirtoacă și echipa PL vor face campanie cu sloganul Primarul Faptelor Concrete. În același timp, blocul electoral condus de fostul premier Iurie Leancă îndeamnă oamenii să voteze o echipă nouă la primăria Chișinăului. Candidatul PPM pentru funcția de primar promite să elimine corupția. Am renunțat la statutul confortabil de analist politic, deoarece nu mai vreau să analizez minciuna, nu vreau să mai analizez corupția. În această echipă eu văd oameni onești, văd oameni care au plecat din structurile de stat, renunțând la cariera confortabilă, deoarece nu acceptă ceea ce avem astăzi în Parlamentul Republicii Moldova. Sloganul echipei este un oraș în care să vrei să rămâi. Pornim totuși în campania electorală pentru Chișinău cu dorința de a le arăta oamenilor că nu e totul pierdut, că derapajul în Moldovei nu e definitiv, că revenirea pe calea europeană trebuie să se producă începând de aici, din Chișinău. În bătălia pentru fotoliul de primar al capitalei s-au înscris 17 candidați. Printre aceștia se numără ministrul culturii Monica Babuc din partea PD, fostul primar al Chișinăului Serafim Urechean, desemnat de PLDM, și milionarul Vasile Chirtoca, reprezentantul PCRM. Alegerile locale se vor desfășura pe 14 iunie și vor costa bugetul de stat 65 de milioane de lei.